1987 și din anul 2014
Un viraj frumos cu toborâne la 85 de grade. Suprazaștina maxim admisă de acum la 4G, aceste warbirds nu au voie să depășească suprazaștina deoarece bătați seama acest avion fabricat în 1945. Repoziționarea pentru zona de prezentare. Coboară ușor, vizele oscilează între 200 și 400 km pe oră. O prezentare la 45 de grade către direcția de display și lansează pe vertical. Aplauze pentru Hans Palaske. Senzațional acest bombardier, cât are de demonstrat și ce abilitate are în a efectua aceste manevre quasi-acrobatice. Priviți cum trece mirajul. Peste 80 de grade, suprastația de noi este foarte mare și atenție, doamnelor și doamnelor, pregătiți la aparatul de fotografia, ce frumos arată B-25-ul, cu silueta cromată profilată pe acest cel super la via 2018. Thank you.
În continuare, la verticală se află Miguel Hunter. Și, totuși, așteptăm, poate anul viitor, să se rupă blestemul, să avem parte și de lucruri pe 38 mai. Ne-a făcut foarte mult aici, la București. Haideți să ne aplaudăm. Ne-a făcut și nouă evoluție. Miguel Hunter. Nasolul rulează pentru a degaja pista de decolare și aterizare pe direcția 250 de trebuieța la Alfa, Hans Palaschi și Frederic Handelman. Polițiste din partea acestei echipaj să le aplaudăm, să facem cu mână și să ascultăm sinfonia motorilor Ryan Cyclone de 1700 de cai putere. Din plin de circuit Dorateu. Thank you.
sunt patru concern. Original avea 6 guri de foc, 3 pe fiecare plan, mitralierele celebre de critical, 12,7 mm, putea atroșa 2 griți pentru bombe, dar el ca avion de vânătoare era superior celor japoneze în operațiune din Pacific. Foarte mulți ași s-au format și au reputat victorii la manșa corsarilor. Motivul pentru care s-a optat pentru acest sistem de aripi, escăruși sau ușor turbate în diametru pozitiv, nu a fost altul decât diametrul uriaș al elicei, care nu putea să fie susținut față de sol de niciun tren de aterizare. Astfel încât s-a câștigat un metru aproape de înălțime prin coborârea aripii și urcarea celelalte jumătăți de aripă. Fiind un avion îmbarcat, aripile sunt viabile pentru a fi găduit pe portavion, iar materialul pe atunci era din aluminiu, supravețele erau încurjate, iar mai târziu s-a trecut chiar la aeroane din metal. F-44 a participat după cel mai rău de mondial și la operațiunile din... Mulțumim, Miguel! Flasturile sunt uriașe, la fel și frânele aerodinamice. Acum sunt închise și zgomotul, torsul motorului radial de 1450 de metri. De ce nu? Poate vreodată vom avea partea să vedem și o formație renumită care operează alfajeturilor. Alfajeturile, alfajeturile patrui de frans, au menținut acest avion. Cum vă spuneam și dimineață, singura diferență este că variantele franceze au farul de aterizare în botul avionului, deci este un botul prijit. Iar aceste două exemplare au aparținut Luftwaffe, au tubul piton, deci botul este ascuțit, și aceeași filozofie pe care și-a aplicat-o în cazul celebrelor sâmbătă Jaguar. Aripă parasol, piedru negativ. Să vedem și redresarea. Foarte jos în înălțime.
În momentul de față, școala de aplicație a forțelor aeriene de la Turcia. Episodul 1.